Hei! Ați venit și voi aici. Tare mă bucur. Bun găsit la emisiunea Lumina. Eu astăzi vreau să vă recit o poezie. Nu știu dacă v-am povestit, dar în adolescență tare îmi plăcea să recit poezii. O făceam din două motive. În primul rând pentru a avea note mai bune la limba și literatura română și îmi reușea. Iar în al doilea rând pentru a explora noi tărâmuri amoroase. Destul de miop, destul de adolescentin, dar o făceam. Dar nu în cinstea acelor vremuri vreau astăzi să vă recit o poezie. Poezia pe care astăzi vreau să vă recit se numește Eterna Danemarca, de Arcadie Suceveanu, și începe cu un citat din Shakespeare. E ceva putret în Danemarca. Fraza asta nu neapărat se referă la Danemarca. Mai ales amu în 2022 e deloc nu se referă la Danemarca. Fraza asta poate se referă la o țară, la un grup de oameni, la o companie, corporație în care părțile, componente au început să fie atât de corupte, atât de viciate, încât e ușor să observăm că e ceva putre de acolo. Cum spuneau rudele mele din stânga Nistrului, anioarsă putregai. Și poetul Arcadie Suceveanu a scris poezia asta pe la sfârșitul anilor 80, a publicat-o în 90. Și vă dați seama despre ce Danemarca mare, uriașă, putredă, eternă, scria el atunci. Și uite că au trecut 30 ceva de ani și mai ales în ultimele 4 săptămâni simțim că această Danemarca încă mai este vie, încă îi mai bate. Nu știu ce mai fi având de acolo în piept, dar ceva îi bate acolo în piept, o inimă, sperăm. Așa că eu am considerat relevant sau poate chiar necesar să vă recit această poezie acum. Eterna Danemarca de Arcadie Suceveanu. Ce mai face Danemarca? Ce să facă Danemarca? Putrezește mai departe, bea la vodcă și tutun? Doar că o mai înjură Hamlet și o amenință săraca că o să-i sfarme odată tronul și o să-l sfarme, că-i nebun. Ruginește adevărul ce a fost uitat în ploaie. Se împute și clocește oul în privighetori. Dogmele se întețesc ca muștele pe măruntaie și se bănuiesc luceferi chiar în mâlul cu duhori. Care își scrie înainte cronica în tronuri roase, măcinând dulci putregaiuri cu un vag miros actual. Viermii, viermii cei din baltă au veleități de raze, forfotind pe un soare tulbur ce plutește pe canal. Danemarca e eternă, Danemarca e socială, morbul ei e viu în toate, viciul ei e patogen. Dinspre tronul ei adie parcă a beci și a mucezeală, raiul ei un rai specific ce duhnește a infern. Până la zidul ei se ajunge pe un pod, din aripi arse, lebede înjunghiate stau zidite în decor, teatrul ei e o moară care drame macină și farse, un șurub, mai mult nimica este fie ce actor, un șurub, viziunea simplă a Danemarcei e șurubul, eu și tu și noi și dânsii suntem șurubași mici, Dumnezeu, chiar el se pare, e șurubul fără scrupul ce a presit lumi de șuruburi și le-a răspândit pe aici. Ah, ce tulbure de ospeală, nu simțiți? Fierbem în drojdii. Stăm în mâzgă până la coate, stăm în mâzgă până la gât, ni se furișează în sânge, trece în copiii noștri și ne umple cu o travă, cu un miros pervers, urât. Ce ziceați? Sunt grași pe unii cei hrăniți doar cu vopsele? Ce ziceați de aceste țeste? Grohăie ca niște porci? Ah, te simt bătând sub tâmplă, Danemarca vremii mele. Și miroasea Danemarca ori și unde te întorci. Filozofi de ham și pinteni din cei fără nerv și șale îți cresc larvele sub limbă, te cultivă în noroi. Danemarca se extinde și ia forme ideale, șansa ei fiind egală chiar cu viciul din noi. Ce comerț ideologic, ce trafic de Danemarca. Exportată, ambalată și vândută la pachet. Mici bucăți de iad purtând râncezita marcă. Nu-i așa că domnul Shakespeare pare azi un desuet? Ce mai face Danemarca? Ce să facă Danemarca? Putrezește mai departe și e sănătoasă tun! Doar că o mai înjură Hamlet și o amenință săraca.
că o să-i sfarme odată tronul. Și o să-l sfarme. Că-i nebun. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție și vreau pe final să vă rog ceva. Dacă s-a întâmplat în ultimele 4 săptămâni, de la începerea războiului în Ucraina, dacă s-a întâmplat să dați de o carte, de un film, de un discurs, de o poezie, de un cântec, care să vă ajute un pic mai mult să sistematizați ceea ce simțiți, mai mult decât titlurile de știri, scrieți-mi, vă rog frumos, mai jos în comentarii ce v-a ajutat în ultimele zile. Vă mulțumesc încă o dată. Sper să ne vedem și să ne auzim cu bine. Ciao. Oh, ce tulbure de speală, nu simțiți? Fierbem în drojdii. O făceam din două motive. Unul era pentru note mai bune la limba și literatura română și îmi reușea. Și doi la mână o făceam pentru a explora noi tărâmuri din lumea amorului adolescentin. Noroc, prieteni, bun găsit la emisiunea Lumina. Astăzi vreau să vă recit o poezie din Arcadia Suceveanu. Din Arcadie, din trânsul, e ca mă bag și recit din trânsul, e ca, eu n-as fiu în casa mea, dar din Arcadia, așa ca din Revenant, Leonardo DiCaprio, din Ne-au adornit în animal, tăi noapte, și din Arcadia Suceveanu. Huh, na,